Scandal uriaș în Parlament. Ziua Independenței Israelului s-a transformat într-o tiradă antisemită atunci când senatoarea Diana Șoșoacă a luat cuvântul și le-a strigat invitațiilor evrei din sală să plece din România. Din balcoane s-au auzit evident huiduieli la adresa ei și au apărut gesturi interpretate ca un salit nazist, aluzie la atitudinea senatoarei. Să huiduie în Israel, băi, nu aici! Să huiduie în Israel, la tine acasă, băi! Ai înțeles? Rușine să -ți fie ție! Du-te în Israel la tine acasă, nu țara mea! Nu, bă! Du-te la tine acasă! Senatoarea a întrerupt ședința solemnă chiar în timp ce parlamentarii ascultau mesajul premierului israelian. Dă vreo cuvântul pe procedură. Păi nu ești la piață, sigur. Ați vândut România și act de trădare ceea ce faceți. Senatoarea și-a acuzat colegii că găsesc timp pentru ziua prieteniei româno-israeliene, dar nu celebrează memoria victimelor comuniștilor. În iureșul care a urmat, gestul unuia dintre invitații evrei a fost interpretat drept salut nazist. Antisemitule care ești! Antisemitule care ești! Nu replică dată la comportament pe care l-a considerat fascist sau care a fost calificat ca fiind fascist. Discursul este clar antisemit și de incitare la ură și discriminare fără nicio interpretare. Suntem solidari cu Palestina! Genocid ați făcut acolo! Ați omorât copii continuu! Și așa cum eu vă mulțumesc astăzi, Israelul vă va mulțumi pentru totdeauna. Ce-i drept unora dintre noi. Este cel mai josnic atac pe care l-am întâlnit de-a lungul anilor în această instituție. Astăzi a avut un discurs în favoarea grupării Hamas, grupării teroriste Hamas. Se suprapune în principal și cu poziția Federației Ruse. Aceste acțiuni erau încadrate în vechiul cod penal sub titlul de trădare. Acum sunt acțiuni împotriva securității statului. Conducerea Parlamentului ar trebui să se autosesizeze în urma declarațiilor făcute de Diana Șoșoacă, crede președintele Consiliului Național împotriva discriminării. Parlamentarii cu un comportament neadecvat pot fi sancționați cu reducerea la jumătate a salariului timp de 6 luni, conform regulamentului. Un senator sau deputat are salariul de bază aproape 11.000 de lei pe lună. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.